Este de înțeles, Alina dragă. Îl minți pe Doru a doua oară și este normal să nu te simți bine. Realizezi cât de mult ai greșit față de Doru și îți simți conștiința încărcată, nu-i așa? Cât despre doamna Stella, nu pare să-și fi revenit. Așa că haideți să aflăm cât de gravă este starea ei. Bună ziua! Cum vă simțiți, doamna Efteme? Mă doare rău, mă doare rău capul. Simt că mă apas așa pe ochi, nu mai pot. Haideți, doamnă, că o să fie bine. Nu vă îngrijorați. Nu, doamnă, nu vă îngrijorați. O să fiți bine. V-am dat un analgezic mai devreme și trebuie doar să stați liniștită să-și facă efectul. Numele meu este Adriana Onțel și lucrez ca asistentă medicală de 3 ani de zile. Dar cum s-a întâmplat, doamnă? Cum să se întâmple, știi? Eu am o noră. Așa? Și băiatul meu e plecat în Afganistan. Să strângă și el un ban. Să cumpere și el o casă, să cumpere o mașină, ce le trebuie și lor acolo. Înțeleg, doamnă, da. Și eu eram cu nora. Și am urmărit-o. Și am filmat-o. Și m-a prins. Aoleu! Ce crezi că mi-a făcut? Mi-a făcut vânt pe stări. Nu știu de ce am crezut. Am crezut și de atunci nu mai știu nimic. Nu mai realizez ce s-a întâmplat. O să fie bine, o să fiți bine, nu vă îngrijorați. Prin prisma serviciului meu am auzit multe povești, dar de doamna Eftene chiar îmi este mie. O să stați puțin să vă liniștiți, o să dormiți și apoi o să vă treziți și veți fi bine. Fără grijă să fiți. Ce drăguță ești, doamna asistentă. Și ești și frumoasă, ce drăguță ești. Ești exact ca băiatul meu. Știi, dorul meu, așa un băiat cu suflet bun și ești frumos. Chiar aș vrea să-l cunoști. Doamnă, și eu sunt divorțată. Și eu sunt divorțată, soțul meu tot bea, am divorțat, am un copilaj mic, îl cresc singură. Ce să zic, îmi dau seama de situație, cred că v-a fost greu, vă este greu și bine. Toată viața mi-am dorit un bărbat, așa cum îl descrie doamna Stella pe Doru. Chiar aș vrea să-l cunosc pe băiatul meu. Da, posibil că o să-l cunosc, că sigur o să vină după dumneavoastră. Și să știi că eu mă simt foarte, foarte rău, mă simt, mă doare capul îngrozitor și nu știu ce se va întâmpla cu mine. O să vă treacă, nu o să se întâmple nimic rău. Fii atentă, eu am telefonul la mine, te rog eu frumos, uite, vreau să-ți dau telefonul. Păi, ce să fac cu telefonul? Am filmarea cu ea. Ai zis că am filmarea cu ea. Îți dau telefonul și să-i dai băiatului meu. Să-i dau băiatului când vine telefonul. Ai și numărul de telefon, acolo îl sun, vă întâlniți dacă se întâmplă ceva cu mine. Am înțeles, și doamne. Și dai filmarea cu ea. Dar eu cred că o să fiți bine, nu o să se întâmple nimic cu nu știu nevoastră. Că tare, nu rău, nimic cu nu știu, așa aș vrea trebuie să fiți încrezătoare. Eu îi dau telefonul să vadă, dar trebuie să fiți încrezătoare, o să fie bine. O să fac tot ce ține de mine ca femeia asta să rămână în viață. Mi-am pierdut odată familia, știu cum este. Odihniți-vă, nu vă faceți griji, eu o să merg și la celelalte paciente, nu o să fie cazul să dau telefonul, că dumneavoastră veți fi bine. Să vii mai repede, să nu mă uiți aici. Accidentată mai grav decât ne-am fi așteptat, doamna Stella se pare că și-a pierdut conștiința, motiv pentru care gândurile îi sunt răvășite și nu-i mai sunt clare nici faptele din timpul accidentării. În schimb, este impresionată de Adriana, asistenta care, înduioșată de povestea pacientei ei, își propune să-i acorde atenția și îngrijirile necesare. Neliniștit de starea mamei lui este și Doru, care a făcut aproape imposibilul ca să ajungă în țară. Intră! Bună ziua! Se poate? Bună ziua, vă rog! Bună ziua! Colegii dumneavoastră m-au trimis de la recepție la dumneavoastră pentru că o caut pe mama mea, pe doamna Eftene, Stella Eftene. Este internată la dumneavoastră. Da. Știu. A avut un accident, a căzut pe... Ce s-a întâmplat? A căzut pe scări. Și cum e? Acum colegii mei au dus-o la anestezie. Trebuie să intre în operație.
dar destul de... E grav? E cam în vârsta, și a spus cuvântul, e cam... trebuie să vă așteptați la orice. Noi facem tot posibilul. Facem tot posibilul pentru dânsa. Dar ce stare e acum? Adică operați? Da. E pregătită pentru operație. Trebuie să intre în operație. Am venit cât am putut de repede în țară și aici voi rămâne. Nu vi mai pleca pentru că asta este regula la noi. O prezență fizică plăcută, acest Doru. Mereu mi-au plăcut oamenii din acest domeniu. Se vede că este militar. Dar sigur va fi bine, adică puteți să o ajutați. Păi, să... noi facem tot posibilul pentru dânsa. Da? Tot ce se poate noi o să facem. Trebuie decât să... Nu ne rămâne decât să așteptăm. Trebuie să așteptați, să vă liniștiți, să așteptați și... Eu de-abia acum m-am întors din Afganistan, dintr-o misiune, și vreau să știu că este bine. Dacă pot să ajut cu ceva, dacă pot să îi fac suferința mai ușoară sau... Nu, ajutați foarte mult dacă stați liniștit, așteptați, doar eventual atât... faceți o rugăciune și doamna o să fie bine. Da? Deocamdată nu am cu ce să vă ajut mai mult. Vin în țară și ce văd? Maica mea e pe moarte. Cum naiba a putut să se întâmple așa ceva? Acum am o misiune, să-i salvăm mama. Între timp va afla și despre soția lui și în felul ăsta poate am o șansă la el. Pe Alina Ginu am sunat-o de când am ajuns acasă, dar îi vei face o surpriză. În aceste momente grele chiar am nevoie de ea. Vă rog ca să-mi dați numărul dumneavoastră de telefon ca să ținem legătura, pentru că vreau să știu cum se simte mama mea și vreau să reușească operația și să știu mereu unde este, cum este și dacă pot să ajut cu ceva. Uite, eu nu știu cum vor decurge lucrurile, trebuie să avem în vedere că vârsta dânsei și traumatismul este destul de grav. Trebuie să fim pregătiți pentru orice noi. Mi-a lăsat mama dumneavoastră telefonul. Aveți în galerie ceva filmulețe, fotografii, nu știu exact despre ce e vorba. Aveți salvat și numărul meu, în caz că vă putem ajuta cu ceva, credeți-ne că noi facem tot ce este de competența noastră, tot ce putem, împreună cu echipa, noi o să facem tot ce ne stă în putere. Vă rog foarte mult să aveți grijă de mama mea și o să vă fiu recunoscător, să știți, am încredere în dumneavoastră și este foarte bine pentru tot că... Tot ce putem face. Am numără și, tot și tot pot ce să se vă poate sun, o să pot să vă contactez ca să vă întreb despre mama mea, despre situația și toate cele, da? Bine, mulțumesc foarte mult, o zi frumoasă. Cu tot dragul, la revedere! În absența lui Doru s-au întâmplat multe, dar vestea îngrijorătoare despre starea de sănătate a doamnei Stella a fost motivul care l-a determinat pe acesta să renunțe la misiunea din Afganistan. În plus, ceea ce avea să găsească în telefonul mamei lui se dovedește a fi pentru el o surpriză neplăcută și total neașteptată, dar revederea lui inopinată cu Alina nu anunță nimic plăcut. Iubire, ce se întâmplă? Vreau să aflu adevărul, da? Vreau să aflu adevărul și cu mama mea, și despre mama mea, și despre Alex, iubire, ăla. Iubire, ce-ai pățit? Deci, ce-ai pățit? Cum adică? Ce-am pățit? Cum ai venit acasă? Uite așa, am venit pentru că vreau să aflu adevărul, s-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat ceva. Mama mea e în spital, tu nu spui absolut nimic și plus de asta, în plus, da? În plus, mai am și câteva filmulețe cu tine și cu Alex, da? Cu cel mai bun prieten al meu și cel mai bun coleg al meu. Tu și cu el. Ce ai? Ce filmulețe să ai cu mine și cu Alex? Cum adică? Eu sunt plecat, câștig, deci îmi pun viața în pericol, câștig bani și îi aduc acasă, îi trimit acasă și tu ce faci? Nu te îngrijești nici de mama. Mă înșel și cu Alex și îmi spui după aia că ești însărcinată. Ce e cu tine? Stai puțin, iubire, că nu știu despre ce vorbești. Stai puțin, uite, Alex. Uite, am filmulețele aici. Ce-i cu Alex? Alex a venit la mine. Păi da, dar așa se vine, dar așa se vine cu se vine cu cadouri, se vine cu flori, se vine cu bomboane la soția altuia și vă și îmbrățișați. Iubire, nu ești. Și aveți tu? Și aveți și filmele astea. Păi da, filmele astea, cum adică să-l iei în brațe și să fii tandră cu el? Cum? Cum naiba a ajuns telefonul ăla la el? Am rămas șocat când am văzut ce imagini are mama în telefon. Mi-e clar, Alina mă minte într-un mod foarte grosolan. Dar nu, i-am mulțumit pur și simplu că mi-a adus o cutie de bomboane. Dar puteai foarte bine să-i mulțumești altfel, să spui da, bine, mulțumesc și gata, sunt singură, bărbatul meu lucrează acolo și... Iubire, că nu este nimic din ceea ce spui. Dar și filmele astea ce reprezintă? Dar adică nu ce? Sunt explică. Adevărate! Dar cum adică sunt trucate? Deci ăsta e telefonul maică ta, eu nu știu ce caută. Păi te-a filmat ca să-mi arate mie. Și de asta am și venit ca să aflu adevărul, da? Iubire, eu am crezut că ai pățit ceva, nu mai nu. Ai venit așa, nu mai anunțat, nu nimic. Ce se întâmplă cu da, tine? Da, uite, am vrut să-ți fac o surpriză și să aflu adevărul, pentru că trebuie să-mi spui adevărul odată și odată, da? Să afli, nu știu ce adevăr vrei să afli. Ce între tine și Alex, da? Și ce și cu mama mea, pentru că mi-am simt că mi-a ascuns ceva. Dovadă sunt filmulețele astea pe care nu vrei să le recunoști, dar ele există.
Nu există niciun filmuleț cu mine, iubire. Deci ba, Alex, da, uite, uite aici în telefonul ăsta, da? Sunt filmulețele cu tine și cu Alex. Nu se face așa ceva. E cel mai bun prieten al meu, da? Eu stau plecat și tu ce faci? Tu i-ai spus să vină. Tu i-ai spus să da, vină. Da, dar Luca stătea în brațe să-ți aducă cadouri, da? Deci nu înțeleg ce a făcut greșit. Tu i-ai spus să facă lucrul ăsta. Păi nu i-am spus ca să vină la soția mea și ca să o îmbrățișeze și să o cadurisească. Eu i-am mulțumit pentru ce mi-a adus, pentru cutie de bomboane. Păi care și cum? Nu puteai să spui, da, bine, mersi Alex, gata, nici haide. Nici măcar în casă nu l-am băgat, serios, n-am da, făcut uite, nimic. Dar filmulețele astea, asta mi-arată că a intrat în casă, da? Doamne, doamne, câte probleme sunt pe capul meu. Am plecat câteva luni de acasă și toate au luat-o razna. Măi, în locul meu să nu fii. Să vrei să te trezești din acest coșmar. Cel mai milă mie de mama mea. Am lăsat-o sănătoasă și nici nu știu dacă va supraviețui operației. Efectiv, nu am o soluție cum aș putea ieși din situația asta. Așa, și cu maică-mea, da? Maică-mea e în spital și nu e așa cum ai spus tu, da? Este lovită la cap. Tu mi-ai spus că a leșinat. De la diabet, pur și simplu. Ea este în operație, pentru că știu asta. Ce se întâmplă? Spune-mi adevărul. De asta am venit aici, pentru ca să aflu adevărul. Dar maică-mea e în spital, maică-mea e în operație. Și tu dai din mâini și îmi spui, vai că nu știu ce se întâmplă. Dar ce vrei să-i fac eu, că n-am voie să intru în spital? Ce să-i fac eu de acasă? Dar ce trebuie să-mi spui adevărul, atât trebuie să faci. Doar să-mi spui adevărul și cu asta basta, da? Dar ți-am spus adevărul. Nu, simt că mă minți și cu asta basta. Oricum, vreau să spun ceva. O să aflu eu pe căile mele și în stilul meu adevărul. Și atunci să te ții și să nu ne mai vedem, da? Am făcut multe greșeli și cred că toate se vor întoarce împotriva mea. În tot răstimpul cât Doro a fost plecat, Alina și-a dovedit adevărata față și adevăratul caracter, care ne îndreptățește să înțelegem aversitatea doamnei Stella față de nora ei. Chemat la discuții este și Alex, iar Doro va afla cât de amar este gustul trădării. Ce aveți cu fețele astea așa plouate? Ce, mă? Fețele astea plouate? Ia uite aici, mă! Doro! Tu, bă, tu să taci, da? De ce să văd, mă? Ia explică-mi asta! Ce să-ți explic, mă? Îmi dai telefonul înapoi, ce ai? Bă, explică-mă, bă, explică ce văd eu aici, mă. Bă, de ce ți-e plac mine? E pur adevăr ce e lângă tine. Ești nebun? Bă, ce vorbești, mă? Da. Ia uzi. Adică ce are lângă el? Adică Alex? Tu, ce am? Pe ce cine am lângă mine? Explică-mi tu, mă. Pe cine lângă tine, mă? Alex. Femeia care se înșiră pe tot așa. Ce vorbești, mă? Bă, o, ce vorbești? Adică au fost mai mulți pe lângă tine, Alex? Ce să înțelegem? Păi, eu așa știu. Alex? Da. Ce sunt cu vorbele astea? Serios la adresa mea? Bă, tu, bă, tu taci! Bă, ești prietenul meu? Ești colegul meu? Eu, prietenul tău? Da, mă, da, tu! Ești tu sigur, Doru, că Alex îți este prieten? Văd că bați tare monedă pe subiectul acesta. Practic, de cât timp îl cunoști tu pe Alexandru? Alex, ne cunoaștem de câteva luni de zile. Luni bune, da? Atât la serviciu, cât și în afara serviciului. Tu mi-ești prietenul meu? Tu mi-ești colegul meu? Așa. Și ți-am spus... Pare ani de zile, cu 3 luni, 5 luni de când nu are cum să-ți fie prieten odată ce spune aceste vorbe despre mine. Mai ce mult, mult de pe bune, stai un pic, cum să spui chestia asta? Ai căzut în plasă, ai căzut. În ce plasă am căzut eu? Te-am rugat să ai grijă de soția mea atunci când eu am fost plecat, înainte de a pleca. Am avut grijă de ea din toate punctele de vedere. Cum să spui așa ceva? Ce ai? Cum să spui așa ceva? Ai zis că am grijă de ea? Da, dar nu așa! Și tu ce prieten ai să chemi așa ceva lângă mine? Vi la soția mea cu bomboane, cu flori, cu cadouri. Ce bomboane, flori, băi? Ce e bun? Să vezi ce făceam în dormitor. Băi, ce făceam și restul cartierului. Cum poți să spui așa ceva, mă, despre mine? Nu ți-e rușine? Așa de prieten nu ai? Auzi ce spune despre mine? Nu ți-e rușine? Ce spun, mă, despre adevărat? Nu e adevărat. Nu, prietenul lui minte. Nu ați vizitat, dormitorul cât timp soțul tău a fost plecat sau cum? Nu, Alex, m-a mințit mereu. M-a mințit că tu nu mă iubești. M-a mințit că tu o să pleci cu altcineva în afară, da? Deci m-a mințit toate chestiile astea. Eu am fost spune, să Alex, produc bani. Spune. Nu mi-am respectat contractul pentru că a trebuit să vin acasă. Pentru că s-au întâmplat probleme care ne-au afectat căsnicia. Și prima dată, noi ce am descoperit? Am descoperit filmulețele astea care te incriminează pe tine. Și mă incriminează, mă, ce am făcut eu? Dar nu este adevărat, nu este niciun filmuleț care incriminează pe mine. Eu am făcut primul pas spre mine. Care eu am făcut, mă, primul pas? Eu am făcut primul pas, eu am avut pe mine. Mă, cine a venit la ușă? Eu am făcut primul pas spre mine, eu am avut pe mine. Pe tu ai plecat, ai lăsat femeia, sigur, nu era normal? Dar chiar, Doru, ce-a fost în mintea ta? Ce-a fost în mintea ta să lași pe Alex un străin să aibă grijă de soția ta? Adică, totuși, ai o vârstă, nu? Mergi pe 36 de ani.
Bănuiesc că ai văzut și tu la televizor, sau ai citit, sau ai auzit, sau mai știu eu ce, despre N cazuri, da? De oameni plecați, ba la muncă în străinătate, ba cum este situația ta, da, cu un contract în cadrul armatei și s-a ales praful de ce au rămas în urmă. Cum de-ai putut să-ți pui încrederea într-un străin, într-un necunoscut? Eu nu ți-am fost prieten niciodată și ți-o meriți cu vârf și de ce s-am făcut. Ce, mă? Ți-o meriți. Bun. Pentru că tu te-ai dat pe lângă șeful, ai fost femeia lui de servici, da? Ai plecat în misiune și ca drept urmare, repel cu singură. Prietenul tău care l-ai băgat în casă. Pe mine, pe mine să ai încredere? Păi dar nevastă ta? Eu care-s prieten cu tine, de ce prieten? Cunoști, nici cunoștințe nu ne putem numi. Colegi de muncă, atât. Pe care l-ai băgat în casă, da? I-ai dat să mănânci, i-ai mai dat băgat să bea. Băgat în casă și mai băgat și în patul nevastă ta aici. Până la... Așa crede el. Ce, mă? Băi. Bă, Alexe! Ce, stop, Alexe? Stop, stop joc, da? Ce stop joc? Te-am ținut eu de mână, te-am rugat să te duci. Unde? Până la urmă nu văd de ce te miră că un străin a încercat să-ți facă asta, da? Pe mine m-ar mira mai tare de ce scumpa mea soție a acceptat avansurile. Poate ne lămurești și pe noi, Alina. Și ce să-ți fac, frate? Tu ai plecat de lângă mine. Nu te-ai consultat cu mine, nu nimic. Ai plecat de capul tău, m-ai întrebat și pe mine. Bă, dar o să-ți fie greu, o să-ți fie... o să fii singură. Mama, Alina, ție să-ți fie greu. Doar te-a lăsat cu mine. Ție să-ți fie greu, da, soțului tău. Că s-a întâmplat urmă... decât o singură dată, ca să știi, da? O singură dată? Da, o singură dată. După aia... Măi, ești nesimțit. Cum poți să vorbești așa? Pe ce nu e adevărat, nu spun adevărul pur. Te-am lăsat să ai grijă de casă, să ai grijă de mama. Da, da? Și am avut grijă. De familia noastră, am, da? Am avut grijă și de maică ta. Am avut grijă de mine, mă, ești nebun. Pe ăsta în casa noastră, da? Ca să ne tu l-ai băgat pe ăsta în casa noastră, nu eu. Nu l-am rugat să facă niciodată așa ceva. L-ai rugat să vină să aibă grijă de mine, în lipsa ta. Și am avut grijă de ea, mă. Păi și asta include și anumite servicii, Alina? Adică, pe bune? Sunt femeie. Păi și tu trebuia să-ți asumi când ai plecat, da? Asumă-ți, frate! Lași o femeie un an de zile, vorba aia singură! Serios acum! Dar eu m-am dus ca să fac bani, m-am dus pe contract, da? Eu știu ce ai făcut tu pe acolo! Păi mi-a pus viața în pericol, puteam să iau un gloț în cap, da? Și tu ce faci? Ce să facă, mă? Ne-am tăvălit și noi un pic. Ce? Asta nu ți-e rușine, nu să vorbești așa? Nu ți-e rușine? Au fost după mine. Bă, ce ai? Mă, cum poți să vorbești așa? Nu-l crede, domnul, deci nu-l crede, că el minte. De ce ai ținut cu lumânarea sau ce? De unde știi tu, mă? De unde știi? Știu. Ce știi, mă, tu? Bă, te-am rugat doar ca prieten și... Ce ai mai rugat, mă? Băi, nu. M-ai rugat și am făcut tot ce ai făcut. Nu, nu, tu nu ai făcut. Tu ți-ai depășit atribuțiile de prieten și de coleg. Tot îmi spui că nu ești prieten. Păi, prieten, mă, dar ea a făcut un pas spre mine. De ce tot ții pe atac, Alexandru ți-ar fi prieten? Omul acesta nu ți este prieten, nu are cum să-ți fie prieten, dar omul acesta te displace. Și de la ce a pornit totul? De la faptul că acel contract trebuia să fie al tău? Da, trebuia să fie al meu, dar eu... A, și răzbunarea este arma celor deștepți mai nou, nu e așa, Alexandru? Da. A meritat? A meritat, din plin. Ha, 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 și cu copilul ce faceți? Care copil? E al meu? La câți au fost? Ce cârt a fost aici? Doru, știu treaba, de unde copilul vostru cu trebele, treaba Doru acest copil. Copilul este al Doru, al cine mai fost aici? Copilul este al tău. Nu te mai lua după el, că oricum vorbește numai prostii și vezi că minte în continuu.